place. Așa ești făcut. De ce? În viața reală. A. Dar tu aici nu ești în viața reală? Nu, aici sunt într-o proiectare a imaginației mele. Când ajung acasă îmi șterg creierul. Ce-o fi făcut, mă, Chelu? În ăștia 2 ani de când... De când n-am mai fost în juriel, când a terminat X-Factor? 2 ani, să nu? Cam așa. Ce-o fi făcut în ăștia 2 ani? Mă, zic că s-a dus în zona rurală. Zit în Rad Hardiscu. Pac, mă apuc, tai lemne, mă... Ca să mă relaxez. Mă duc ca la ospiciu, mă duc. Bună ziua, porțile sanatoriului se deschid. Ah, aici este în siguranță. Băiatul a avut curaj. A făcut agricultură, ce-o fi făcut? O fi pus cartofi, o fi lopățit. Cine știe, frate, omul dacă a avut atât curaj să plece de la oraș? Încep, electrifici curtea, dezgropi muniția și te pui și aștepți. Nu intră, bă, cineva și la mine în curte, bă, gaf. S-ar putea să fie mai interesantă viața lui Chelu, nu? Sigur că e mișto. Am făcut pauză. Viața mea, nu? Dar n-am simțit niciodată că aș fi fost într-un fel de pauză de televiziune, pentru că nu m-am simțit niciodată 100% integrat în acest mediu. N-are rost să vă mint.